Nemulțumire în orașul Sincera din municipiul Chișinău se întâmplă după ce linia de troleibuz numărul 31, care ajungea până pe strada 31 August din capitală, a fost sistată la începutul lunii. Troleibuzele au fost înlocuite cu autobuze care circulă până la strada Ismail, chiar și așa unii spun că le este mai greu să ajungă în capitală, iar timpul de așteptare în stație a crescut considerabil. Foarte greu. Dar nu cât e greu, dar poate între așa că e nu pe grafic circulă, înțelegeți dumneavoastră? Stai pe 40-50 de minute, vine vremea când. Și pe urmă vine unul pe altul, 2-8-60. Unul e gol, dar unul e plin. E timp de iarnă și stau bătrâni, stau copiii la oprire, stau cu 40-50 de minute. Dimineața. Da, dimineața mai ales. Ne afectează că când vii cu gențele de la piață, păi greu. Dar care lumea vine cu de la piață cu mâinile pline, cum să aducă tătii? Sunt bătrâni. E rău părere, deoarece când vine ruta asta pe lumea de acolo, din centru, da. Ei se porneau în coașe și era mai bine. Cam câte minute așteptați zilnic transportul public? Nu spus, 10-20 minute, fără vorbă, aici. Acest călător care a așteptat troleibuzul de pe ruta 31 pentru a ajunge în capitală ne-a spus că nu știa că acesta nu mai circulă. De asta n-am știut că a fost oprită. Începeam pe lăsul aștept 31. Dar de cât timp așteptați aici? Am vreo 10 minute. Până unde trebuia să ajungeți 31? În centru. Pușkină. Iar acest bărbat din satul Revaca, din apropierea de Sângera, ne-a spus că este nemulțumit de faptul că transportul public nu circulă până în sat, iar oamenii sunt nevoiți să meargă un kilometru pe jos până la stația din localitate. Dimineața tare, la aici la Fărvo 15:56, apoi lumea vine pe jos. Dar n-ar trebui să vii lumea pe jos, ar trebui să dai autobusul, ori să-l dai măcar pe primul autobus al dăi până la aproape de Revaca. Numai problema e mai în fund, încolo, înspre Revaca. Șeful direcției transport, Vitalie Mihalache, susține că de când stația finală autobuzelor din Sângera este pe strada Ismail, călătorii din suburbii pot ajunge cu transportul public în orice direcție a capitalei. Modificarea ar fi, de fapt, o optimizare și a fost necesară și pentru a atenua ambuteiajele din oraș, spune funcționarul. Și socotim că este un hub reușit, intersecția Ștefan cel Mare și Ismail, unde toți cei care se deplasează din Sângera au posibilitatea să se deplasează ulterior în toate sectoarele municipiului Chișinău. Deplasarea pe strada Ștefan cel Mare până în zona 31 august a transportului public în perioada orilor de vârf creează situații inclusiv de ambuteiaje. În orașul Sângera din municipiul Chișinău locuiesc peste 15.000 de oameni.